Paznicii de vânătoare din Ceptura au auzit noaptea trecută mai multe focuri de armă, așa că împreună cu polițiștii au pornit pe urmele trăgătorilor. Nu au găsit animale împușcate și nici braconieri, dar au instituit filtre rutiere în zonă și așa au depistat un bărbat în vârstă de 35 de ani din Gornet Cricov, care avea ascunsă sub bancheta din spatea mașinii o armă artizanală. Cum era de așteptat, omul nu a recunoscut că bracona în pădure și nici că pușca îi aparține. S-a tras patru focuri acolo. Unde? În zona respectivă. Deci vreau la mine să unde am fost. Vreau să spuneți să vezi unde am fost. În torpedoul mașinii s-au descoperit și 6 cartușe, dintre care unul fusese tras. Ce cartușe aici? 4. Sigur? Când oamenii legii au încercat să dovedească vinovăția celui prins, au fost opriți de proprietarul terenului pe care se aflau. În momentul în care ne-am deplasat la locul unde am fi putut găsi cadavrul, accesul nostru a fost interzis de o persoană din zonă care a pretins că terenul unde puteam să mergem și care de obicei era accesibil populației, e proprietate personală și nu ne permite accesul. A venit și ne-am îmbrâncit, m-a luat de gât, m-a rezemat de un gard și amenințându-mă cu moartea. Dar de ce tot asta? Ce spunea? Deci a spus că nu avem ce căuta acolo, îi speriem familia, copiii și nu trebuie să fim la fața locului acolo, în acel loc. Nu l-am mai prins, nu l-am mai văzut cu armă până acum, dar oamenii spun că se mai duce la vânătoare. Acum cu ce armă și de unde o ia, nu știu să vă spun. Arma confecționată a fost confiscată. Polițiștii spun că nu au mai văzut una atât de bine realizată. Inclusiv țeava este făcută artezanal. Mecanismul de dare a focului, precum și patul. Este de calibru 16 mm, așa cum ne arată cartușele de vânătoare. Poate omorâ ușor? Extraordinar. Este o armă letală. Cât despre posesor, acesta s-a ales cu dosar penal și riscă până la 8 ani de închisoare pentru deținere ilegală de arme și muniție. Nici agresorul vânătorilor nu va scăpa ușor, pentru că aceștia au depus plângere împotriva sa sub acuzația de ultraj.